Deci, tema pentru acasă. Lasa 8-a. Subiectul 3, tot așa, poate? Subiectul 3, doctor. Da? Da. Subiectul 3. De la testul 14. Testul 14. Problema, a doua problemă de la subiectul 3, care a rămas oră. Prima am făcut-o. Prima am făcut-o oră. Bun, bun. Deci, subiectul 3, problema 2, da? Problema 2. A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim, cum? A, în ipoteză. A, B, C, D, A, prim, B, prim, C, prim, D, prim, cum? A, C, prim, 5, radical din 3. A, C, prim, egal cu 5, radical din 3. E, simetrul punctului A față de punctul B. E simetricul punctului A față de punctul B. Ce înseamnă asta? Cum să zic eu? Nu, 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 nu. Dar putem să... Dacă e simetricul, ce înseamnă simetricul unui punct față de altul? E simetricul... Pe A cu B, cu A, B. O pic. E este simetricul lui? Lui e punctului A față de punctul B. Unde se află B-ul? La mijloc. La mijloc. Deci A, B... egal cu B, e. Asta. Da? A, B, egal cu B, e. În concluzie. Da? Concluzie. Concluzie. Arătați că A, B, cu cine e egal la B? A, B este o întrebare. B. Aia se dau la tetraedrului. A prim, B, C prim, D. Aia totalul de A prim, B, A prim, C prim, D. Zice din tetraedru, pornesc o să... B fără prim, B fără prim. A prim, B, C prim, D. Așa. Fără și de la D. C prim, D. C. Demonstrați că dreapta CE este perpendiculară pe planul A, C, C prim. A, C, C prim. Adică. Deci o să desenăm A, B, C de un punct. Ce înseamnă asta, Maria? Poate la asta de clare. Deci, A, B, C, D, A prim, B prim, C prim, D prim. Asta este cubul. A, C prim, A, C prim, adică și asta A, C prim. Da, vă las. Ce este AC prim? Diagonal. Diagonal cu. Mai puteți să ne arătați o altă diagonală, să mai spuneți o altă diagonală? B prim D. B prim D. Deci colțul ăsta cu colțul cealalt. Altul, tu, te rog, Maria, altă diagonală. B de prim, sigur. Și o alta, de spate. A prim C. Toate cele patru diagonale se intersectează într-un singur punct, da? Și putem să ne gândim la punctul de intersecție, putem reprezenta dacă ne ducem într-un plan. Deci, prima oară, dacă vreau să găsesc A, C prim, cu B prim, cu D prim, B, mă duc în planul ăsta diagonal și în planul ăla duc diagonalele și locul unde se intersectează diagonalele înseamnă e așa se întâmplă și cu planul cealaltă. Deci toate patru se vor intersecta într-un singur punct
chiar în mijloc. Se înjumătățesc. În mijlocul cubului. În mijlocul cubului se înjumătățesc aceste diagonale. Bun. Despre diagonala unui paralelepiped, ce știți? Diagonala unui paralelepiped, cu cine este egal? Paralelepiped? Diagonala unui paralelepiped, dacă zic așa. E ca din ala 2 plus pe la 2 plus la 2. Radical de suma pătratelor, nu, celor 3 dimensiuni. Deci, la paralelepiped, da? În general, dacă sunt A, B și C dimensiunile, atunci diagonala egal cu radical din A pătrat plus B pătrat plus C pătrat. De acolo. Diagonala cubului. Dar fiind diagonala paralelepipedului, dar fiind cub, cum sunt cele trei? 3 ori la 2. A egal cu B egal cu C, da? Deci, pentru cub, A egal cu B egal cu C și egal cu R, să zicem, la triangulului. Atunci, diagonala e radical din 3 plus pătrat, care ce înseamnă Maria Lângă este față, e radical din 3. Și hai să vedem ce ni se dă în probleme. Ni se dă A ce prim. Adică chiar diagonala. Da. Da? Și atunci zicem A ce prim. Deci diagonala de egal cu A ce prim. Și egal cu cât spune acolo? Cu 5 radical din 3. Și egal cu el radical din 3. Și atunci Maria înseamnă că L e egal cu cine? Înseamnă că e egal cu 5. Ce ne zice reasată? A. B. Da? Latura. Și a făcut punctul A. Deci punctul A, latura. Ce am făcut eu la punctul A? Frații, se zic că e diagonală. Ce informații ați prins voi cu ocazia asta? Că diagonale într-un cub sunt egale, că se intersectează într-un singur punct, concurența diagonalelor, de fapt, nu? A celor patru. Le-am și văzut care sunt cele patru diagonale. Ele se înjumătățesc, pentru că sunt în fiecare dreptuni apar diagonale și știm că diagonale sunt dreptuni, se înjumătățesc. Aceste informații am mai spus diagonala în general într-o paralelepiped, ocazia asta. Eu puteam să mă zic așa. D egal cu L radical din 3. Dar era săracă informația. Așa că m-am plimbat un pic pe... Nu? Pe la mars acolo. Bun. Are totală a lui A, B, A prim, B, C prim, D. A prim, B, 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 B. Aici, A prim, B, așa. A prim, B, C prim, C prim, așa. Și D. D, aici este, da? D. A prim, B, C prim, D. Deci apare în figură un tetraedru. Da. De ce tetraedru? Să-l surprindem. Că vârful de sus e C prim. Sigur, vârful de sus e C prim. Și are trei fețe. C prim A prim B, C prim A prim D și C prim DB. Tetraedrul trebuie să aibă patru fețe. Tetra. Dacă vreți face cu roșu, că nu știu de jos. Dar nu se vede. Nu se vede. Nu se vede. Deloc, sigur că da. Nu se vede. Dar atunci încercăm să-l surprindem, tetraedrul ăsta, cu vârful în A prim. Și cu baza DB C prim. DB C prim. Deci, vedem așa. DB C prim. Da? Și cu vârful în A prim. Atunci ce ar trebui ca să fie, dacă e cu vârful în A prim? Să unesc pe A prim cu cele trei puncte. Cu D, V și A. Deci, dacă îl privesc cu vârful în A prim, deci trebuie să duc și pe A prim C. Da. Și pe A prim D. Și pe A prim B. A prim B. Ca să văd tetraedrul.
Că altfel, altfel nu se vedea, că nu erau duse o parte din laturi. Poți să-l văd acum și pe baza care stă, de a prim de B. Da. De a prim de B stând și cu vârful începând. De prim, da, să mai bine, da. Da? Pe acelea le-am pus un pic curvate, pe a prim D și pe a prim B, pentru că ar fi fost parte cu o linie de a prim A, D, veneam pe aceeași dreaptă când reduceam dreptă și ca să creez imaginea triunghiului, a cărui triunghi A prim D, B, le-am pus un pic curvate. Dar ce teta ai luat? Sigur că da, uite întrebare. Tetraedru. Este o piramidă cu... Așa, o piramidă cu baza? Un triunghi. Un triunghi. De care? Nu știu, că nu... O secundă. Deci este o piramidă cu baza un triunghi lateral, chiar aici, încă te observ. Da, e... Chiar iar la tetraedru mai mult. E tetraedru regulat. Ce înseamnă că e tetraedru regulat? Are baza un triunghi lateral. Ce prim D e congruent cu ce prim A e congruent cu ce prim B. Nu cumva toate este loc de vechele. Ia o sirpă, mă. Nu cumva toate fețele. Deci nu de traiedru. Toate fețele sunt prim de echilaterale. Deci, ce spui tu? Știm noi asta. Într-o piramidă patratele regulată. Într-o piramidă triunghiulară regulată. Într-o piramidă triunghiulară regulată. Vârful, deci vârful piramidei, piramide triunghiulară regulată, acolo avem punctul de A, B, C și cu V, A, B, C și V. Deci în situația asta, Miruna, asta este situația aceea care V, C cu V, B cu V, A sunt congruente într-o piramidă triunghiulară regulată. Triunghiul de bază A, B, C este echilateral. Și fețele nu mai sunt. Și fețele ce sunt în condițiile astea? Triunghiul isoscel. Triunghiul isoscel, da? Adică într-un tetraedru. Da, într-un tetraedru, înseamnă că oricum se întoarce, pe orice față ar sta, el totdeauna fața este triunghi platerală. Că o poți să răspund și pe partea aceea și pe partea cealaltă. Toate fețele. Dar toate unghiile sunt toate de aceeași măsură. Corect. Toate unghiile. Și uitați-vă, BC prim este diagonal în pătratul ăsta. A prim B în pătratul din față. A prim D în pătratul A de prim la prim. A prim, C prim, în A prim, B prim, C prim, D prim. Toate sunt diagonale. Deci toate sunt diagonale. Recapitulăm, tetraedru. Toate, acum, pentru toate tetra, patru fețe. O piramidă cu toate fețele triunghiului echilaterale. Notați-vă. Deci tetraedru. Foarte important. Tetraedru. Piramidă. Cu toate piramide, cu toate fețele, cu cele patru fețe, ca să fie și mai clar, cu cele patru fețe, triunghiuri echilaterale. Bun. Și acum, întrebarea totală a tetraedrului. Adică are a doua prim de B care e triunghi echilateral, plus de trei ori plus aia lui ce prima de D, nu? Da, gândește. De ce ai râs? Pe asta. Asta se fac. Atenție, mă. Credeți că nu e atent? Nu. Dar de acum nu ți-a dat să-ți spun bine ce să fac asta, da? Că eu ajunge în râșie. E adevărat asta. Deci, atenție. Ce-am spus că este tetraedru? Piramidă poate fie un angăr. Vezi? Asta era întrebarea care urma. Era plin cu toate fețele triunghiuri echilaterale. Și dacă aflăm area unei fețe, ce facem? Mulțim area cu 4 și totul este perfect. Deci, ar trebui să știm area unei triunghi echilateral. Area unei triunghi echilateral. ABCD. ABC. În care știu ABC.
în general plătesc are o înclinire laterală, care știu că latura dreptatului e diagonală. Da, și el e radical de 2. Este el radical de 2. Deci asta este de L radical de 2 și cum L la noi este 5, 5 radical de 2 este o singură latură. Vă amintiți, are aia un... Da, este la 2 radical de 4. Așa este, nu? Are o înclinire laterală. Deci aria triunghiului A, B, C este el pătrat, radical din 3, de 4 parte există. Nu prea știu eu bine, dar dacă merg în mâna noastră. Sigur că, Maria, așa este, da? Ați putea să îmi spuneți de unde vine? Eu din uniformul noastră, el pătrat, radical din 3, de 4 parte. Eu dacă nu știu cum era, nu știu. V-am mai spus, dar eu nu țin minte, eu țin minte cum se ajunge la ea. Și de ce de fiecare dată fac asta? Deci dacă asta este în general L, vorbesc de L, când duc perpendiculară, area unui triunghi este baza, o regăsesc asupra 2. Sau, mă rog, aici m-aș descurca foarte repede că asta este L pe 2, nu? Asta e L. Și așa înălțimea, din L pătrat, scat L pătrat pe 4, pentru așa răbitor vine L. 3 L pătrat pe 4, radical din, face L, radical din 3 pe 2. Baza e L, L ori L, radical din 3 pe 2, și totul pe 2, face L pătrat radical din 3 pe 4. Sau, ar zice că aria e cam plusul a două laturi, ori sinusul vine între ele. Iată, mult mai rapid. Deci ar veni L ori L, aria e la, L ori L, L pătrat, ori, sin, ori sinusul dintre ele, sin de 60 de grade, cum eu știu, într-un triunghi lateral, radical din 3 pe 2, și totul sub la 2. Și iată, vine el pătrat, radical din 3 pe 4. Deci acum sunt convins că nu mai e mințit, nu mai e mințit, că nu mai e dus în eroare, și este adevărat pe faptul asta. Dar cel mai important este că ați descoperit, dar v-ați descoperit, v-ați reamintit că area triunghiului poate fi văzută în baza de înălțimea supra 2 sau produsul a două laturi, ori sinusul unii dintre ele. Și acum, să ne întoarcem la problemă. Noi ce trebuie să aflăm aici? Area totală. Și știm, latura este 5 radical din 2, deci area totală, hai să zic aici, egal cu de 4 ori. De 4 ori are un singur triunghi lateral. 4 ori, el pătrat, radical din 3 pe 4, este minunat, nu? El pătrat, adică între că 4, 4, 5, și egal cu el, la el este 5 radical din 2, și la pătrat, 25 ori 2, 50, radical din 3. Terminat. Da? Este 50 radical din 3. Am greșit? Nu, nu-i bine. Nu-i bine. Bun. Cu ce rămân la punctul B? Are total de 4 ori. Area fiecare triunghi, triunghi vechi lateral, de 4 ori de area unui triunghi lateral, cum acum are triunghi vechi lateral, el pe radical 3 pe 4, formulă. Dacă nu știi, bântui un pic, te duci și ți-o găsești, da? Mergi la punctul C. Ce e pe primă pe A, ce, ce prim. Ce e? Ce e? E n-a făcut-o. E simetric. E simetric cu cui? Să se vede. Dacă AB e egal cu BE astăzi. AB egal cu BE. E. Uite, mă duc încă o dată. Și asta ar fi. Dar mai știi ce este o dată ca să fie? Păi 5 ani ca să fie latura. Ca să fie latura. Latura e 5. Nu? Păi 5 radical. Diagonala, latura tetraedrului, nu mai 5 radical din 2, nu? Latura cubului, atenție! Notăm cu E, simetrică punctului A, față de punctul B. E bine. Demonstrați că dreapta CE, ce e asta? Da. Este perpendiculară pe planul AC, ce prim. A. C, ce prim. Da. Și acum vă rog că e. A, ce? Ce prim? Deci, că e perpendicular pe... Ce e, să arătăm că e perpendicular pe planul la ce, ce, ce prim.